La Comrat, mai mulți copii au fost implicați în acțiuni cu caracter politic, aceștia fiind remunerați cu bani de gruparea criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, pentru a face agitație electorală în favoarea unui concurent electoral, anunță reprezentanții Inspectoratului General al Poliției. Cei 7 adolescenți urmau să facă agitație sub pretextul realizării unui sondaj. Не говорить, вот голосуете ли вы за этого человека или голосуете ли вы за этого человека. Вот. И поэтому мы использовали такие термины. Сертифицируют, не нравится, не нравится. Recompensa de aproape 5.400 de lei a fost oferită în data de 3 octombrie uneia dintre adolescentele implicate, iar ea a reușit să o repartizeze la alte 3 adolescente, mai anunță reprezentanții IGP. Recent, structurile de drept au anunțat că persoane afiliate organizației criminale conduse de Ilan Șor racolează moldoveni care, în schimbul banilor, vor vota cu un candidat stabilit din timp la alegerile prezidențiale, dar și contra referendumului privind aderarea Republicii Moldova la UE. Mai exact, 130.000 de alegători ar fi primit bani de la gruparea condusă de prorusul Ilan Șor, banii fiind transferați din Rusia prin intermediul unei bănci care se află pe lista sancțiunilor internaționale. Oligarhul fugar Ilan Șor a recunoscut plățile făcute prin intermediul băncii ruse, susținând că toate sunt legale.